Bismillahirrahmanirrahim, în numele Dumnezeu cel milostiv, îndurător, salam aleikum, pace vouă. În Coran, la capitolul 18, versetul 54, Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul, ne spune: noi am dat oamenilor pilde de tot soiul în Coran, însă omul este făptura cea mai gârcevitoare. Mă iertați că zâmbesc, adevărul că se vede doar zâmbetul meu, discret și delicat, în sinea mea râd în hohote. De ce? Pentru că nu mă opresc să admir inteligența deplină supremă a Creatorului, care în Coran ne spune: ce povestitori, clevetitori, îmbârligători și certăreți suntem noi oamenii. Adevărul că oamenii găsesc un motiv de a se certa din orice. Dacă unul spune, ăsta e degetul meu. Ok, vor fi 5 oameni din ceilalți 6 care vor spune, da, dar degetul tău este strâmb, este urât, este prea galben, este prea negru, parcă stă pe stânga, parcă stă pe dreapta. Al 6-lea nu spune nimic pentru că nu mai apucă din cauza celor 5. Așa este omul cleveditor. Adevărul că și musulmanii găsesc 1001 motive, ca și în 1001 povești, să se certe, să se contreze, chiar și pe baza islamului. Dar ce frumos ne spune acest verset: noi am dat oamenilor pilde de tot soiul în Coran, însă omul este făptura cea mai gârcevitoare. Ca de obicei, reiterez faptul că musulmanii nu se ceartă niciodată pe ceea ce scrie în Coran. Musulmanii se ceartă întotdeauna pe ceea ce au spus, au afirmat, au infirmat unii învățați referitor la suna profetului Mohamed, pace asupra lui, sau la hadisuri. Deci, discuțiile și contradicțiile sunt doar pe baza afirmațiilor umane, nu pe baza afirmațiilor Coranului. Deci, repet, citiți Coranul. Coranul trebuie citit de 10 ori, cel puțin, înainte să începeți a intra în discuții și în certuri. Vă rog, insist, vă rog din nou, citiți Coranul pentru a nu mai pierde timp. Viața asta e minunată și Dumnezeu nu ne-a dat-o ca o batjocoră, ca noi să o batjocorim în discuții, 99% dintre ele inutile. Toate aspectele pe care noi am vrea să le contrazicem deja sunt lămurite în Coran. Dar din moment ce nu cunoaște lumea Coranul, atunci normal că se vor certa și se vor contrazice luptându-se cu un hadis sau altul. Acceptați că islamul începe cu înțelegerea și cunoașterea Coranului, cuvântul lui Dumnezeu. Apoi o să discutăm și despre părerile multor oameni extraordinar de inteligenți, extraordinar de pricepuți, extraordinar de știutori. Dar să începem cu Coranul. Practic, în momentul în care vrem să discutăm despre islam, trebuie neapărat să cunoaștem Coranul, altfel orice discuție de-a noastră sau contrazicere de-a noastră poate să ducă la ceva rău. Vreau să vă repet acest verset minunat, versetul 54 din capitolul 18, în care Dumnezeu ne spune: noi am dat oamenilor pilde de tot soiul în Coran, însă omul este făptura cea mai gâlcevitoare. Vă doresc o vinere minunată, vă doresc poftă mare, inshallah, să ne vedem cât de curând. Salam aleikum, pace vouă!